La Brașov s-a dat azi alertă. Aproximativ 10 copii elevi la două unități de învățământ separate au fost intoxicați cu lapte. Aproximativ 10 copii cu vârste de 9 și 10 ani, elevi ai școlii generale numărul 2 din Codlea și ai școlii generale numărul 31 din Brașov, au acuzat dureri abdominale și stări de amețeală după ce au băut laptele primit în cadrul programului guvernamental Cornul și Laptele. Mai multe ambulanțe SMURD au preluat copiii. Aceștia sunt consultați la fața locului de mai multe echipaje SMURD și transportați la spital. Reprezentanții DSP Brașov au prelevat probe din laptele și cornurile consumate astăzi. Din fericire, la spitalul din Făgăraș nu s-au prezentat copii în bloc cu asemenea probleme.